Astăzi mergem mai departe prin cartea Genesa și ca să fac o scurtă recapitulare, data trecută am vorbit despre primele 11 capitole care, vorbind de istoria omenirii, au mers până aproape în anul 2000 înainte de Hristos. Pentru că aceste 11 capitole au mers până în momentul alegerii lui Avraam. Și acum vom vorbi, începând cu capitolul 12, până la sfârșitul cărții Genesa, vom avea o privire de ansamblu, în prima parte, asupra oamenilor pe care Dumnezeu i-a ales, pentru că am văzut în prima parte că oamenii au încercat să rezolve problema ei, au încercat să găsească o soluție ei. Și am văzut că la discuții că inclusiv lumea angelică și lumea demonică s-a amestecat și s-a implicat încercând să unii să pervertească ceea ce Dumnezeu a promis în Genesa 3:15, iar alții să forțeze împlinirea a ceea ce Dumnezeu a spus în Genesa 3:15, crezând că ei pot să facă lucrul acesta, iar unii încercând să blocheze promisiunea lui Dumnezeu. Apoi am văzut că la turnul Babel, oamenii au vrut ca să își facă un nume, să se îndumnezească și au vrut din nou să blocheze mandatul pe care l-a dat Dumnezeu, acela de a umplea pământul. Iar duminică am vorbit despre această balansare între un nume făcut din lut și smoală sau un nume făcut de Dumnezeu. Și din capitolul 12 vedem cum Dumnezeu începe să facă un nume lui Avram și urmașilor lui, pregătind acea etapă a binecuvântării și a legământului prin care Dumnezeu spune și în sămânța ta voi binecuvânta toate neamurile pământului, fiind o promisiune mesianică pentru sămânța lui Avram. Începând de la capitolul 12, întâlnim patru personaje principale în carte. Bineînțeles că în parcursul poveștii apar multe alte personaje, dar primul este Avram, prima dată Avram cu un singur A, iar apoi transformat în Avraam, din tatăl unei mulțimi, în tatăl unor mulțimi, tatăl unor mulțimi, pentru că în momentul în care se naște Ismael și Isaac rămâne în continuare fiul promis, numele lui Avram este schimbat, prin care Dumnezeu arată că din el se vor trage multe seminții. Și noi vedem în genere și ne uităm la sămânța care vine prin Isaac, la poporul Israel, ne uităm la sămânța care vine prin Ismael, dar dacă ne uităm la fiii Keturei, pe care Avram a luat-o de soție și din care a mai avut fii, acolo sunt moabiții, sunt multe alte popoare care sunt acum în această zonă. Unele mai sunt, altele au dispărut. Și Avram primește această schimbare de nume din Avram în Avram, din Avram în Avram. Alegerea lui Avram vorbește despre faptul că Dumnezeu este suveran în alegerea lui. Dumnezeu nu este condiționat de nimic în alegerea lui. Dumnezeu nu este condiționat de nimic atunci când el decide să cheme pe un om, fie că îl cheamă în slujire, fie că îl cheamă pentru o lucrare aparte, fie că îl cheamă pentru o binecuvântare aparte. Dumnezeu este suveran să facă lucrul acesta. Și vedem, alegerea lui Avram nu este legată de niciun merit al lui Avram. Dimpotrivă, am spune că este foarte descalificat Avram în ceea ce privește mediul din care vine ca să fie ales de Dumnezeu. Dar Dumnezeu cheamă în mod suveran
și astăzi Dumnezeu cheamă oameni la El din medii și condiții care foarte adesea nouă ni se par improprii. Dar Dumnezeu este suveran în alegerea Lui. Dumnezeu ne arată prin acest fapt că El alege în mod suveran, că nu dă socoteală la nimeni și totdeauna se vede că alegerea lui Dumnezeu este o alegere corect făcută. Ba mai mult, totdeauna Dumnezeu va face totul pentru ca cel care este chemat, cel care este ales să intre în destinul lui, să intre în alegerea lui. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru Avram. Avram, atunci când este chemat, el trebuie să îndeplinească o singură condiție, să plece din țara lui natală, să iasă din casa lui, din familia lui și să plece spre o țară pe care Dumnezeu i-o va arăta. Se pare că Dumnezeu nu i-a arătat de la început că Avram trebuie să meargă spre Canaan. Pentru că dacă ne uităm puțin la cum arăta în acea vreme, cam așa arată, iar aici undeva este Ur, Golful Persic, aici este Haran. Haranul este undeva și Avram pleacă de aici, din Ur, spre Haran. Când pleacă, el este însoțit de tatălui și de familia lor, de toată familia lui, inclusiv de nepotul său Lot, și pleacă spre Haran. Tatălui lui Avram, Terah, rămâne în Haran, el acolo și moare, iar după moartea lui Terah, Avram vine spre țara promisă. Se pare că Avram nu a știut de la început unde este chemat. El a plecat bazat pe promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că prima parte a promisiunii și a legământului care îl găsim în Geneza 12 nu menționează o țară pe care Dumnezeu i-o va da lui Avram. Abia apoi legământul lui Dumnezeu cu Avram este extins și este promisă această țară, țara Canaanului, este promisă lui Avram. Undeva între Ur și Haran, Avram devine credincios. Nu devine creștin, cum spun unii. Avram a devenit credincios. Avram a crezut pe Dumnezeu și acest lucru Dumnezeu i-l a considerat neprihănire. Biblia spune că Avram nu a făcut altceva și de aceea noi nu putem să judecăm și să punctăm vis-a-vis de Avram părerile noastre. Dumnezeu i-a cerut un singur lucru lui Avram: să iasă din țara lui, să meargă spre o țară pe care Dumnezeu i-o va arăta și care i-a arătat-o doar după ce a murit tatăl său și apoi l-a chemat în țara promisă. Și abia apoi, după ce se desparte de Lot, Dumnezeu îi dă promisiunea țării. Când Dumnezeu îi spune lui Avram să urce pe munte, spune: uite-te la răsărit, la apus, la nord, la sud, toată țara aceasta îți voi da ție și seminției tale. Vedeți, Dumnezeu îi promite lui Avram o țară pe care Avram de fapt nu a stăpânit-o, dar în credință el a intrat în moștenirea țării. Pentru că Avram este cel care va călători în toată țara pentru ca să o ia în stăpânire, să vadă țara promisă lui de către Dumnezeu. Sunt câteva elemente foarte importante a legământului avramic. În primul rând, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi promite că îl va binecuvânta. Atunci când Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu în primul rând are pentru tine o binecuvântare. Totdeauna când Dumnezeu te cheamă, este o binecuvântare. Dumnezeu nu cheamă pe nimeni fără să fie o binecuvântare. Și astăzi cine este chemat în slujire, din start sunt binecuvântări, noi le spunem cununi, dar sunt binecuvântări. Și binecuvântările nu sunt doar spirituale, și binecuvântările au o plajă largă, inclusiv binecuvântările pământului, Dumnezeu le promite. Apoi, Avram primește promisiunea că va avea o sămânță de urmași foarte numeroasă. Avram știe acest lucru, că soția lui este stearpă, că soția lui nu poate să nască. Foarte probabil că problema lor era undeva în ambele tabere,
să nu uităm că aveau, era o căsătorie consanguină, s-a căsătorit cu sora lui și foarte probabil că și de aici a apărut această problemă a infertilității Sarei. Și Avram știa acest lucru. Vă dați seama că în momentul în care Dumnezeu l-a chemat, ce vârstă avea Avram? Câți ani avea? 70 de ani avea Avram când l-a chemat Dumnezeu. Avram știa că nu poate face copii. Că dacă faci copii, faci undeva până pe la 60 de ani. Că după aia faci nepoți. Nu? Și Avram știa lucrul ăsta și Dumnezeu când îl cheamă, o parte extraordinară, vă dați seama că Dumnezeu îi spune lui Avram, îți voi face o sămânță de urmași. Și Avram putea să spună foarte simplu, asta este o barbă, Doamne, cine ești tu să-mi dea urmași? Am 70 de ani, soția mea nu poate face copii, pe ce să garantez? Apoi Dumnezeu îi promite lui Avram că în familia lui, în sămânța lui, vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Dumnezeu îi promite lui Avram un impact global datorită răspunsului la chemarea pe care o are. Iar apoi urmează promisiunea țării care am spus că va fi atunci când, după ce se desparte de Lot și Dumnezeu îi promite țara. Istoria lui Avram este una destul de zdruncinată pentru că tot timpul s-a luptat cu această promisiune, acest aspect al promisiunii că va avea urmași și el vedea că înaintează în vârstă. Vă dați seama că pe la 86 de ani Sara vine cu o soluție. La 86 de ani Sara îi spune, ok, Avrame, probabil că Dumnezeu are nevoie de puțin ajutor aici. Haideți să mergem pe ce spune cultura locală. Îți folosim o mamă surogat și această mamă o să nască pe genunchii mei, o ia pe Agar. Foarte probabil că Agar a fost unul din cadourile primite de Sara, de la Faraon, atunci când ea a fost în vizită în Egipt. Și așa se întâmplă atunci când încerci să-ți rezolvi problemele, totdeauna diavolul reușește să lasă o codiță acolo. Și i-a dat-o pe Agar pentru ca să nască dintr-o mamă surogat și acest fiu să fie fiu adoptat de către Sara, pentru ca prin el să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Dar lucrurile astea Dumnezeu nu le comentează, după cum nu comentează nici momentul Egipt, când Avram minte pe Faraon în față, îi spune că Sara este soră sa și Faraon o ia pe Sara de soție. Dragile mele, Doamne, vreau să vă spun, un aspect foarte sănătos al tenului este să vorbiți cu soții dumneavoastră cu Domnul meu. Pentru că dacă El este Domn și tu ești Doamnă, te tratează ca o Doamnă. Încercați să vă închipuiți cum arăta Sara la 80 de ani încât Faraon, care în cel mai nefericit caz era trecut de 40, egiptenii nu aveau viață lungă, în special faraonii. Citiți istoria și veți vedea. La 40 de ani se îndrăgostește de străbunica sa. Deci ăsta este un comentariu cosmetic. Să știți că face bine la ten. Face foarte bine la ten acest lucru, pentru că atunci când îl tratezi ca Domnul tău, există o paritate. Sara era o răsfățată. De fapt, numele de Sara înseamnă... Ce înseamnă numele? Prințesă. El era domnul, iar ea era prințesă. Era tratată ca atare. Biblia are foarte multe lecții din astea, ca să zic așa, foarte practice și poate câteodată un pic prea subtile pentru ca să le înțelegem, dar benefice atunci când le înțelege. Vedem că Dumnezeu nu-l judecă pe Avram nici pentru Ismael, nu-l judecă nici pentru momentul ăla, pentru că singurul lucru care Dumnezeu i-l-a cerut lui Avram a fost să iasă din țara lui și să meargă într-o țară pe care el i-o va arăta. Și Avram
a ascultat acest lucru și acest lucru i-a fost considerat neprihănire. Dragii mei, vreau să știm că este un principiu valabil. Atunci când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, fă lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu, punct. Dumnezeu nu dă puncte bonus că tu faci altceva, pentru că atunci când faci altceva, sigur lași lucrarea lui Dumnezeu nefăcută. Sigur găsești variante pentru a ocoli lucrurile care Dumnezeu ți le cere să le faci. Fă ce ți-a cerut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te găsește și vrea să te găsească credincios în lucru încredințat ție. Pentru că tu intri poate pe postata altuia, intri în terenul altuia și în loc să îl lași pe el să-și facă alergarea pe culoarul lui, te trezești că îi tai culoarul și el nu-și face alergarea. Și bineînțeles că el nu poate să alerge pentru că tu îl împiedici, pentru că tu faci lucrurile și tu nu-ți faci lucrul care trebuie făcut. Dumnezeu l-a judecat pe Avram pentru lucrurile care i le-a cerut, nu pentru altceva. Noi spunem că, că Avram a făcut cu tare, da, și din cultura noastră zicem că a fost pește, că l-a mințit pe faraon, că i-a tras bărbi, că l-a ajutat pe Dumnezeu, i-a dat soluția Ismael. Gândiți-vă cât de mult îl aprecia Dumnezeu pe Avram și îl cataloga ca și prietena lui și îl trata ca prietena lui, încât atunci când Dumnezeu, când Avram se roagă și spune, Doamne, binecuvintează-l pe Ismael, când Dumnezeu îl promite pe Isaac, Dumnezeu spune, îl voi binecuvânta și pe Ismael. Și Dumnezeu vrea să spună, Avrame, și așa mi-a încurcat treburile, și acum tu mai vrei? Nu, îl voi binecuvânta. Și aduceți-vă aminte atunci când Agar fuge cu Ismael și se arată îngerul, îngerul vorbește despre destinul lui Ismael, care este valabil și astăzi. Destinul lui Ismael este valabil și astăzi și a fost prorocit de îngerul lui Dumnezeu și acest lucru e valabil. Ba mai mult, vom întâlni mai târziu că Dumnezeu are o promisiune pentru Ismael. Dumnezeu va folosi pe Ismael ca să stârnească la gelozie pe Israel. Dar o să descoperim împreună lucrurile astea citind următoarele cărți istorice și vom descoperi acest lucru extraordinar. Un alt lucru care îmi place foarte tare este că Avram a învățat încrederea în Dumnezeu și faptul că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios și rămâne credincios promisiunilor lui. Atunci când Avram are de luptat cu împărații, Avram nu vrea să mai depindă de nimeni în a intra în binecuvântarea lui, încât refuză toată prada de război. Și Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram în acel moment. Să știți că Dumnezeu nu i-a făcut promisiunea lui Avram pentru că i-a dat zeceală. Mulți spun, dă-i zeceală lui Dumnezeu și Dumnezeu. Nu. Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avram pentru că Avram s-a încrezut în Dumnezeu să împlinească destinul și a spus, n-am nevoie de nimic. Totul este a tău. Nu am nevoie de nimic. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, ceea ce e un lucru extraordinar. La un an după întâlnirea cu Domnul și cu îngerii care merg apoi să judece Sodoma și Gomora, și este un moment extraordinar și vom vedea despre el în aplicații, se naște Isaac. Isaac înseamnă cel ce râde și de fapt Isaac a fost un mod în care Dumnezeu a arătat cum râsul sceptic se transformă într-un râs al bucuriei. Pentru că în cort, Sara și Avram au râs sceptic în... Se mai poate, Doamne, nu se poate. Și la un an după aia, deja râdeau de bucurie pentru că Dumnezeu a împlinit promisiunea cu Ismael. Da, întâi au râs Avram și urmă râs Sara, cam unde au râs. Și tocmai de-aia, ori de câte ori îl strigau de la joacă pe Isaac, își aduceau aminte, am râs de Dumnezeu. Deci Dumnezeu are un umor. Atunci când a dat numele de Isaac,
Dumnezeu le-a dat un reminder toată viața lor să știe că Dumnezeu este credincios și ceea ce promite, El face. Și totdeauna, cred că Avram își aducea aminte și spunea, am râs de Domnul. Și Domnul este credincios. Al doilea personaj este Isaac. De altfel, istoria lui Isaac este umbrită de istoria tatălui său și de istoria fiului său. Cu toate că este un om extraordinar și dacă citim istoria lui Isaac, vedem că relația lui cu Dumnezeu a fost una foarte tare, una foarte puternică. Isaac l-a cunoscut și l-a iubit pe Dumnezeu într-un mod în care a fost gata să accepte să fie pus pe altar de tatăl său. Noi ne gândim că Isaac a fost un bebeluș când Avram l-a dus ca să îl jertfească. Isaac foarte probabil că era un bărbat undeva în toată firea pe la vreo 30 de ani. Așa că putea să-l bată pe bătrânul Avram și să-l lase cu ochii în soare, dar el știa că dacă tatăl lui face lucrul ăsta, înseamnă că Dumnezeu a cerut lucrul ăsta și nu a avut nicio rezervă, nu a avut nicio problemă în a asculta de tatăl său și a merge acolo. A fost o experiență extraordinară și Isaac, gândiți-vă că Isaac a participat împreună cu Avram la înnoirea legământului de pe muntele Moria și înnoirea legământului pe muntele Moria a avut o conotație aparte. Pentru că dacă citiți, atunci când Dumnezeu înnoiește legământul pe muntele Moria, apare o notă aparte. Dumnezeu spune, pe mine însumi mă jur. Este extraordinar. Dumnezeu spune în acel moment, nu mai este un legământ, nu mai este o promisiune, ci este un jurământ. Dumnezeu spune, pe mine însumi mă jur. Atunci când mergi în ascultare de Dumnezeu, când ascultarea ta de Dumnezeu nu este condiționată de ce zic unii sau alții, Dumnezeu este Cel care întărește totdeauna promisiunile Lui. Isaac a avut o viață lejeră. La 40 de ani, tatăl său ia soție pe una din nepoatele lui, pentru că a vrut să păstreze linia curată în ceea ce privește promisiunea. Avram a știut foarte bine că promisiunea vine prin urmașul lui Isaac și de aceea nu a vrut ca să lase ca familia lui să fie, hai să zicem așa, să apară impurități. Cu toate că vedem că Dumnezeu este Cel care în mod suveran alege mai târziu, pentru că atunci când va trece de Iacob, când va trece la Iuda, promisiunea deja apare Tamar, apare o noră care intră într-o relație ilegală cu socrul ei, iar pe parcurs mai târziu vom găsi și pe curva Rahav, o vom găsi și pe Bathsheba, dar Avram vrea ca să păstreze această linie și îi ia o soție, îi ia pe Rebecca de soție. Isaac este un om care îl iubea pe Dumnezeu. Culmea este că are aceeași istorie ca și tatăl lui și mama lui. Rebecca este stearpă. Din nou, fie că este aceeași problemă a consanguinității, fie că într-adevăr era stearpă. Biblia spune că era stearpă, nu putea să aibă copii și Biblia spune că Isaac s-a rugat pentru soția lui și a rămas însărcinată. Da? Deci vă dați seama ce trebuie ca s-a dus la soție și a spus rezolvă problema, nu mă mai interesează. Și Isaac a zis, Doamne, și li s-au născut cei doi copii gemeni, Esau și Iacob, care vom trece imediat la el. Un lucru extraordinar, Isaac a fost un om al încrederii totale în Dumnezeu cu limitările tatălui său. Atunci când ajunge la Abimelec, pentru că și de data aceasta s-ar putea ca lucrurile să fi fost puțin mai diferite,
Deoarece atunci când a mers după Rebeca ca să o ia de soție, Isaac avea 40 de ani, iar Rebeca era undeva la vreo 16 ani, deci el s-a căsătorit cu o puștoaică, așa că Abimelec a putut ca să, și era și foarte frumoasă, era foarte, era un fotomodel, Rebeca, așa o descrie Biblia, nu? Că era frumoasă la statură, și el face aceeași greșeală spunând că este sora lui, și pentru că a avut aceeași frică pe care a avut-o tatălui. Oricât ai fi de, oricât de mult ai încredere în Dumnezeu, nu trebuie să te gândești că nu o să mai ai frici. Că nu o să mai ai îndoieli. Cât de aici v-ați temut că nu o să aveți suficienți bani să mâncați? Câți de aici vă temeți că să nu mai prindeți o criză financiară? Așa că Avraam și Isaac erau la fel de normal ca și noi, sau suntem la fel de normali ca și ei. Următorul personaj, în ceea ce privește transmiterea alegerii de la Avraam la Isaac, se vede unde? În ceea ce privește alegerea, transmiterea alegerii lui către Isaac și faptul că Isaac este ales, unde se vede? Asta este un aspect, vorbim de alegere. Alegerea înseamnă aleg între Ioan și Vasalica. Îl aleg pe Ioan, de ce? Alegerea se vede prin faptul că Ismael este alungat. Dumnezeu spune, alungă-l pe Ismael că legământul merge numai pe Isaac. Și pe urmă mai târziu spune că i-a îndepărtat pe toți pentru ca să rămână. Deci alegerea se vede. Următorul este Iacov. Iacov este un personaj extraordinar, un personaj controversat. Numele lui înseamnă înșelător. Pentru că atunci când a avut loc nașterea, a încercat să schimbe lucrurile și de fapt de acolo încolo s-a văzut caracterul lui de luptător pentru a primi promisiunea. Cu toate că în mod natural el s-a gândit că fratele lui va fi cel ales, fiind întâi născut, dar va fi tot timpul pe urmele fratelui său pentru a-și intra, pentru că el a dorit promisiunea. Îl găsim pe Iacov destul de timpuriu, înșelându-l pe Esau și cumpărându-i dreptul de întâi născut. Cu toate că el avea promisiunea lui Dumnezeu că Iacob este ales. Atunci când Rebeca nu a putut să nască, s-a dus și a întrebat pe Domnul și Domnul a zis că alesul este Iacob, cel mare va sluji celui mai mic. Deci Iacob este alesul, iar mai târziu în profeți găsim unde Dumnezeu spune pe Esau l-am urât și pe Iacob l-am iubit. Atunci când vorbim de alegere, vorbim de sentimente extraordinare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune vis-a-vis de alegere că pe Esau l-am urât, pe Iacob l-am iubit. Ei nici nu făcuseră niciun rău. Alegerea a fost făcută înainte, în mod suveran de către Dumnezeu. Și Iacob continuă să lucreze pentru a-și obține promisiunea, înșelându-și tatăl și luând și binecuvântarea părintească, binecuvântarea parentală, pentru a fi sigur de asta. Un lucru este foarte clar și care vreau să-l învățăm. Când Dumnezeu îți promite ceva, nu trebuie ca să folosești metode umane să obții acel lucru. Dumnezeu nu era tributar nici binecuvântării lui Iacob și nu era tributar nici dreptului de întâi născut. Foarte des noi ne gândim că Dumnezeu este tributar anumitor lucruri. O, Dumnezeu îl poate binecuvânta pe el că e păstor, sau îl poate binecuvânta pe el pentru că e ocultare, sau pe el îl binecuvântează pentru că... Nu, Dumnezeu nu este tributar. Dumnezeu este credincios promisiunilor lui și el vrea ca tu să fii
credincios chemării pe care o ai. Iacob, datorită gestului lui, dar și la tatăl și fratele, trebuie să fugă, pentru că Esau era un bun luptător și el trebuie să plece, pleacă de fapt la Laban ca să-și caute și soția acolo. Și vedem o schimbare drastică. Spune că Iacob era liniștit, stătea la cort, avea o viață boemă, n-avea nicio grijă. Până în momentul în care a trebuit să fugă, din acel moment viața lui se schimbă, se schimbă total. De altfel, primul pas a schimbării lui Iacob are loc la Betel, acolo este finalul. La Betel este primul pas al schimbării, acolo unde cu capul pe o piatră vede cerul deschis deasupra lui și o scară a lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, la turnul Babel oamenii au vrut să construiască o scară să ajungă la cer, că turnul Babel avea o scară exterioară pe care ei voiau să urce până la cer, pe acolo să se poată îndumnezei ei. Ori Dumnezeu coboară o scară spre Iacob atunci când el alege să facă lucrul acesta. Deci la Betel începe transformarea lui Iacob. Iacob va ajunge la Laban, acolo știm istoria, cum își câștigă cele două soții, dar un tratament aparte pe care îl primește Iacob este că el descoperă că orice naș își are nașul. Adică la cât era el de înșelător, Laban era profesor. Abia în momentul în care Dumnezeu intervine, Iacob nu mai este unul care pierde. Pentru că Laban știa să-i schimbe simbria de câte ori vrea el. Iar când o fost să-i dea nevasta, i-o tras o bătută puternică, pe când s-o trezit dimineața, era în pat cu Betty cea urâtă în loc de Rahela cea frumoasă. Asta se întâmplă, așa că băieților aveți foarte mare grijă. Dacă cumva sunteți în situația aia, nu vă îmbătați tare la nuntă ca să vedeți cine intră în dormitor. El n-a mai văzut, pe când la a doua zi deja era târziu. Faptul era consumat, a trebuit să mai lucre 7 ani pentru Rahela. Dar ce se întâmplă? În momentul acesta, Iacob are 12 fii din cele două soții și două țiitoare pe care le are, din care se vor dezvolta cele 12 triburi ale lui Israel, iar alegerea nu rămâne pe Ruben, care are un moment de rătăcire și își dezonorează tatăl, ci alegerea merge spre Iuda, care și despre el spune că nu are nici o logică, deoarece personajul principal care intră în scenă acum este Iosif. Intră în personajul Iosif, pe care îl găsim, sunt puține personaje în Biblie care să aibă o moralitate la nivelul moralității lui Iosif. Singurul lucru care poate am putea să îl reproșăm lui Iosif era că era puțin pârâcios. Era singurul lucru care îl putem spune despre Iosif, dar Iosif în toată viața lui nu găsim niciun lucru prin care să-l fi ofensat pe Dumnezeu. Cu toate că a fost, faptul că s-a căsătorit cu o egipteancă, o să vedem ce aplicație extraordinară este. Dar ajungem acolo imediat. Iosif este unul dintre cele mai frumoase personaje ale Vechiului Testament. Este unul dintre cele mai mari, mai tari modele de moralitate. Un alt personaj ca și el este Daniel. Iosif n-a avut niciun reproș și totuși Dumnezeu l-a trecut printr-o școală dură 13 ani pentru ca să-l ducă în promisiunea lui, în visul pe care Dumnezeu îl avea pentru Iosif. De la 17 ani la 30 de ani, Iosif intră ca și sclav în închisoare și n-a fost o perioadă scurtă. Foarte probabil că a stat câțiva ani buni
la închisoare. Câțiva ani buni la închisoare, până ce a fost ajuns în casa lui Faraon. Deci cam asta este istoria cărții Genesei. Omul, creat de Dumnezeu, a păcătuit. Dumnezeu face promisiunea restaurării. Omul nu are nicio soluție pentru asta, pentru că Dumnezeu spune foarte clar, din sămânța femeii, era clar că omul nu avea cum să controleze lucrul ăsta. Dar vedem că au încercat oamenii să îl înlocuiască pe Dumnezeu, încât ajungem în momentul Babel, când oamenii au vrut să se îndumnezească prin acel tur. Dar atât demonii, lumea demonică, lumea căzută, angelică căzută, a încercat să pervertească mai departe rasa umană pentru ca să nu poată apărea Mesia. Și pe de altă parte, se pare că și lumea angelică a încercat să îi dea o mână de ajutor lui Dumnezeu, încât o anumită categorie de îngeri spune că sunt legați în adânc pentru că nu și-au păstrat vrednicia. Și e această conexiune este făcută la capitolul 6 din Genesa de către rabini. Ei spun că se referă exact la cele evenimente din Genesa 6. Câteva lucruri foarte faine despre Cartea Genesa. Cartea Genesa este o carte a prezenței angelice pe pământ la maxim. Nici într-una din alte cărți din Biblie nu vom întâlni o asemenea frecvență a prezenței îngerilor pe pământ ca și în Cartea Genesei. Inclusiv tabere de îngeri găsim în Cartea Genesei. Găsim faptul că îngerii comunică permanent între cer și pământ, scara lui Iacob. Îngerii îl vizitează pe Avram, îl vizitează pe Lot, îngerii merg să execute judecata la Sodoma și Gomora. Deci o prezență, Iacob se întâlnește cu tabăra îngerilor la Mahanaim, apoi se luptă cu îngerul lui Dumnezeu, cu îngerul Domnului la Peniel, și nu a fost un înger de rang inferior, ci a fost un înger, și unii spun că era Domnul Iisus Hristos, pentru că numai El poate să binecuvinteze și să schimbe destinele. Pentru că atunci când Iacob luptă, bineînțeles că Dumnezeu totdeauna când luptă cu noi este un fel de wrestling. Este lupta tatălui cu copilul lui, în așa fel încât niciodată să nu-i facă rău copilului și copilul să pară că este un viteaz după luptă. Exact așa a fost lupta între Iacob și acel înger. Iacob a luat-o foarte în serios. Numai cei care ne-am luptat cu copiii noștri știm că ei își iau foarte în serios lupta. Ei iau foarte în serios și de multe ori mai și căpătăm câte o lovitură de aia neortodoxă, de stăm bine să ne gândim, mai continuăm lupta sau nu continuăm lupta. Dar este un lucru extraordinar. Isaac este din această luptă total schimbat. Este momentul schimbării lui Iacob. Din acel moment, istoria lui Iacob este total diferită. Este total alta. Este o credere extraordinară a lui Iacob în Dumnezeu din acel moment. Deci găsim foarte multă, și aceste prezențe angelice sunt teofanii, sunt numite teofanii, pentru că atunci când Dumnezeu vine să vorbească cu oamenii, El, chiar dacă trimite îngeri, îngerii îl reprezintă pe Dumnezeu. Îngerii pot să execute judecata lui Dumnezeu în cazul Sodoma și Gomora. Îngerii pot ca să închidă ușa corăbiei și să declanșeze potopul în cazul lui Noe. Îngerii pot să lupte și să binecuvinteze. Îngerii pot să facă tabără și ei execută ceea ce spune Dumnezeu. Este vorba de această prezență a lui Dumnezeu, de teofanii. Un alt lucru foarte interesant și foarte important în aceasta este tipologia. Tipologia vorbește despre un arhetip, adică un anume personaj are o proiecție în
în Noul Testament sau o proiecție în ceea ce privește prezentul nostru. Atunci când vorbim despre Adam, Adam este numit primul Adam, anunțând că urmează să vină al doilea Adam. Primul Adam spune că era un... Ce spune în roman? Cum spune despre el? Suflet viu. Al doilea Adam este un duh dătător de viață. Deci Iisus Hristos este al doilea Adam. Adam este o proiecție spre ceea ce urma să vină. Adam vorbește despre ceva perfect care urma să vină. Adam și Eva sunt o imagine a bisericii și a lui Hristos, pentru că la fel cum Eva era carne din carnea lui Adam și os din oasele lui Adam, biserica este trupul lui Hristos. Relația dintre Hristos și biserică este o relație unică, totală, o relație de dependență totală. Ispitirea lui Adam și a Evei este un tipar pentru ispitirea la care a fost supus Iisus în pustie. De altfel, Biblia numește că orice ispită are trei căi. Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții. Exact la fel a venit la Adam și la Eva, dar Adam și Eva erau într-un mediu protejat, erau în grădina Eden, unde erau în autoritate, apoi nu aveau nici o slăbiciune. Adam și Eva erau perfecți în momentul în care diavolul a venit la ei și a ispitit și au căzut la această ispită. Ori Iisus este ispitit în același fel, dar Iisus este într-un mediu neprielnic, este în pustie și este în dezavantaj pentru că este flământ. Dar Iisus Hristos biruie. Tocmai aici este marea diferență între un suflet viu și un duh dătător de viață. Atunci când Iisus a fost dus în pustie, de către Duhul spune că a fost plin de Duhul Sfânt. Este mare diferență și de aceea noi trebuie să știm că Duhul Sfânt totdeauna este acolo să ne încapaciteze să ieșim biruitor. Și astăzi toate ispitele vin pe aceste trei canale, așa că trebuie să avem foarte mare grijă la aceste trei canale, pentru că totdeauna diavolul vine să ispitească acolo. Corabia lui Noe este un arhetip al bisericii, este o soluție unică, cu o intrare unică, Iisus Hristos este ușa, este o soluție unică, Iisus Hristos, crucea Lui, pentru mântuire. Și acesta este corabia lui Noe. De aceea sunt mulți care spun că trebuie să fie mare potopul ca să suporți duhoară din corabie. Și că pe asta este pentru cei care au tot felul de comentarii vis-a-vis de biserică. Păi eu nu pot să stau lângă ăla că îi miroase gura. Nu pot să stau lângă ăla că nu știu ce-a făcut. Mă sună cineva asta și spune, nu știu ce mi-a făcut unul de acolo. Și a spus, bă, dragule, nu știu cum să-ți explic, nici Domnul Iisus nu a fost pus împărțitor peste alții. Cască ochii, fă lucrurile cum trebuie și nu te plânge de nimeni. Păi, crezut că dacă zic, nu crede lucrurile astea, tu fă lucrurile cum trebuie și nu judeca, nu condamna pe nimeni. Potopul este clar, judecata lui Dumnezeu este clară, soluția este unică, iar dacă tu îți permiți luxul, pentru că miroase sau pentru că este altceva, să anulezi acest lucru, sigur, atunci când va veni potopul, va fi prea târziu, atunci când va veni judecata, va fi prea târziu. Fiecare din noi trebuie să înțelegem că acolo este singurul loc, iar corabia lui Noe este o imagine. Mulți care își închipuie că biserica este o adunare de sfinți se înșală. Biserica este locul, toți sunt sfinți, dar nu în modul în care noi credem. Cei mai mulți, când vorbesc despre sfinți, îi văd pe toți așa, cu inele în jurul capului. Sfinții ăia, în faza aia, sunt în Horea. Turnul Babel este imaginea încercării omului de a-și rezolva problemele.
este sortită totdeauna eșecului. Un alt arhetip este Melchisedec, care este rege și preot și reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Evrei 7 vorbește despre aceasta. Melchisedec spune că era preot al Dumnezeului celui veșnic și el este cel care, atunci când Avram se întorcea de la biruința împăraților, i-a ieșit înainte la binecuvântat și Avram i-a dat zecială lui Melchisedec. De aia cei care au problemă cu zeceala în biserică, dragii mei, zeceala nu este după lege. Legea nu a făcut altceva decât să, hai să zicem, regimenteze zeceala, să explice cum se întâmplă. Asta are de-a face cu relația, cu onorarea lui Dumnezeu în ceea ce privește finanțele și vine de la Avram. Și noi toți spunem că suntem urmașii lui Avram. Așa e? Deci noi suntem urmașii lui Avram. Dacă ești urmașul lui Avram, trebuie să practici sporturile lui Avram. Iar unul din sporturile lui Avram, pe lângă credincioșie, pe lângă onorarea lui Dumnezeu, era zeceala. Și Melchisedec nu avea nevoie de zeceala lui Avram, pentru că tocmai era împăratul Salemului, dar Avram l-a onorat pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de bani, dar prin asta îl onorez. Dar noi avem nevoie de bani. Tocmai trebuie să plătim și încălzirea care ne pică bine când îi dăm drumul. Un alt arhetip este conflictul Ismael-Isaac, pe care Pavel îl dezvoltă în Galateni 4, unde vorbește despre faptul că cel lumesc îl va judeca și îl va bruia totdeauna pe cel care este duhovnicesc. Sau, cei care merg după mișcarea Duhului vor fi totdeauna judecați de cei care merg pe o linie religioasă. Deci ăsta este adevărul, asta dezvoltă acolo Pavel în Galateni 4. De ce atunci când cineva te sictirește cu treburi care nu uita că este lucrurile astea au început încă de pe, din cartea Genesei. Dar nu uita niciodată că atâta vreme cât tu ai promisiunea lui Dumnezeu, nu contează că râde la de tine, nu contează că Dumnezeu este credincios și tu rămâi acolo în mers. Un alt arhetip este Iosif și soția sa egipteancă Asnat. Este o reprezentare a lui Hristos și a bisericii dintre neamuri extraordinară. Iosif este un arhetip a Domnului Iisus Hristos. El spune că a venit la ai săi nu l-au primit, a fost alungat, a ajuns la neamuri, neamurile l-au condamnat, l-au băgat la închisoare, dar în tocmai ca și Iosif, Domnul Iisus Hristos are o mireasă lui dintre neamuri care i-a dat pe cei doi fii, Manase, Efraim, adică uitare și rodire. Ce spune în Isaia? Va vedea rodul suferințelor lui și se va înviora, pentru că această imagine este extraordinară și noi trebuie să știm că Iisus Hristos este încântat de fiecare atunci când se întoarce la El, pentru că este Cel care aduce uitare vis-a-vis de suferințele Lui și arată că există rodire în crucea Lui. Cartea Genesa este o carte a profețiilor. Profețiile încep în Genesa 3 cu 15, iar apoi aceste profeții continuă. Sunt foarte mulți care spun despre, probabil că ați citit cartea lui Enoch, este o carte apocrifă, dar sunt foarte multe lucruri și cuvinte acolo care multă vreme au fost acceptate și folosite. Iuda dă citate din cartea lui Enoch, pentru că pe vremea aia era o carte pe care eu citeau. De fapt, și Domnul Iisus folosește și Talmudul, folosește și învățăturile evreiești din acea vreme. Apoi, Dumnezeu prorocește, profețește potopul. Potopul este anunțat prima dată
de Enoch când? Știți că Enoch a profețit potopul. A cui fiu? Ce fiu al lui Enoch este menționat în genealogia din Noumblasa Biblie? Metusala. Metusala înseamnă când el pleacă, el vine. Deci inclusiv numele Metusala, și Metusala știți când a murit? În anul potopului. Metusala a murit în anul potopului. Nu se știe dacă a murit la potop sau înainte de potop, dar în anul potopului. Pentru că el a fost în mod profetic numit de Enoch. Când el pleacă, el vine. Apoi Dumnezeu i-a prorocit lui Noe și prin Noe a prorocit potopul care s-a împlinit după cât timp? Dragii mei, 120 de ani. 120 de ani. Scrie tare, da? Când o zis Domnul la Noe că vine potopul, spune, totuși zilele lor vor mai fi 120 de ani. 120 de ani de har. 120 de ani Noe a tot prorocit. Vine potopul, vine potopul. A adunat lemne pentru corabie. Așa scrie. Așa scrie. Apoi, găsim că Dumnezeu vorbește în mod profetic lui Avram, îi vorbește în mod profetic prin Noe, vorbește profetic, alegând pe Sem ca și ramură din care va apărea Mântuitorul, va apărea sămânța promisă prin Isaac, prin Iacob. Dumnezeu prorocește prin Iosif. Dumnezeu prorocește. Dumnezeu este, cartea Genesei este o carte foarte adânc profetică. Sunt câteva aplicații pe care nu trebuie să le uităm. În primul rând, faptul că alegerea lui Dumnezeu este suverană. Și alegerea lui Dumnezeu nu este condiționată. Împlinirea promisiunii este condiționată de ascultarea noastră. Dar alegerea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu este suverană. Dacă lui Dumnezeu îi face plăcere să-ți facă o promisiune, El o face în mod suveran, pentru că așa vrea El. Intrarea în promisiune sau împlinirea promisiunii este condiționată de ascultarea noastră. Niciodată nu se împlinește ceva dacă noi nu ascultăm. Dacă Avram nu ar fi ieșit, spune, pentru că Avram a crezut pe Dumnezeu, acest lucru a fost considerat neprihănire. Dacă îl crezi pe Dumnezeu, mergi pentru lucrurile care Dumnezeu te-a chemat. Dacă Dumnezeu spune că o să ajungi ceva și are o promisiune pentru tine, du-te pentru lucru. Asta înseamnă că îl crezi pe Dumnezeu. Dar faci lucrurile respective, altfel nu îl crezi pe Dumnezeu. O altă aplicație este harul. Calvin s-a născut odată cu cartea Genesei. Dragii mei, cartea Genesei este o carte calvinistă, este plină de har. Pentru cei care au probleme cu harul, cartea Genesei este o carte a harului. Harul începe în grădina Eden la judecată. Sentința pe care Dumnezeu a rostit-o, în ziua în care vei mânca, vei muri, intră sub incidența harului și animalele mor și judecata pentru Adam și Eva este amânată 900 și de ani, pentru că intervine harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu îl găsim la potop. Dumnezeu a zis că șterge toată omenirea, spune că Noe a căpătat favoare, Noe a beneficiat de harul lui Dumnezeu. Ba mai mult, harul a fost extins 120 de ani asupra generației lui Noe. Avram a primit har de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales prin har. Toți ceilalți beneficiază de harul lui Dumnezeu, pentru că nu există altceva care să garanteze împlinirea promisiunilor
decât harul lui Dumnezeu și ascultarea noastră de ceea ce Dumnezeu ne-a cerut. Uitați-vă cât de important este să asculți și să faci ceea ce îți cere Dumnezeu. Nu trebuie ca să mergi după pocămetru nu știu cui, ci trebuie să mergi după lui Dumnezeu. Principiul din Cartea Fapte, judecați ce este mai bine să fim plăcuți lui Dumnezeu, să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu, este valabil. Nu contează că oamenii vin și spun, oh, dar trebuie să faci și cu tare. Nu, trebuie să faci ce ți-a spus Dumnezeu, punct. Domnul Iisus Hristos a fost provocat să facă ce vreau oamenii. Au vrut să-L pună împărat. Și El a zis că nu are nimic de a face cu asta. Pentru că El a mers pentru lucrurile care i le-a dat Tatăl să le facă. Nu a făcut nimic altceva. Noi trebuie să mergem pe ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Apoi este o carte a justificării prin credință. Principiul justificării prin credință începe în cartea Genesei. Avram este modelul justificării prin credință. Avram este un om care e modelul justificării prin credință. Avram a trebuit să creadă că Dumnezeu își împlinește promisiunea dacă merge de la Ur în țara promisă. Trebuie să fii sigur că Dumnezeu își împlinește toate promisiunile dacă mergi la crucea lui Iisus Hristos. Nu trebuie să faci altceva. Nu trebuie să te califici. Trebuie să mergi acolo. Pentru că există un drum al relației cu Dumnezeu care te schimbă. Dumnezeu, El vrea să te schimbe. El vrea să transforme lucrurile. Crucea lui Hristos trebuie să te schimbe. Crucea lui Hristos trebuie să te transforme. Acolo este tot ce ai nevoie, nu ce au ceilalți din jur. Justificarea prin credință este una din temele extraordinare ale cărții Genesa. De altfel, justificarea prin credința lui Avram este cea care l-a schimbat pe Luther, cea care l-a schimbat pe Pavel. Pavel face, aș putea să spun, o odă a justificării prin credință, folosindu-l ca model pe Avram. Citiți Romani, citiți Galateni. Sunt cărți în care vorbesc despre acest model unic al justificării prin credință, pentru că mulți încearcă tot felul de alte variante, dar nu sunt valabile. Un alt mare lucru este lupta în rugăciune. Atunci când Dumnezeu te cheamă, luptă în rugăciune. Când Dumnezeu îți face cunoscut un lucru, când Dumnezeu îți face o promisiune, când Dumnezeu te înștiințează de ceva, Dumnezeu nu este programul de știri. Dumnezeu te cheamă să lupți în rugăciune. Avram a luptat în rugăciune, a mijlocit pentru Sodoma și Gomora. Faptul că a mijlocit pentru Sodoma și Gomora, chiar dacă n-a salvat Sodoma și Gomora, l-a salvat pe Lot și pe familia lui. Dar dacă Avram nu mijlocea, îngerii nu mergeau, nu-i dădeau o șansă lui Lot. Dar Dumnezeu i-a spus, dacă voi găsi, îngerii au mers acolo să vadă păcătoșenia, n-au mers să mai salveze pe cineva. Dar faptul că Avram a intervenit, Dumnezeu a schimbat lucrurile și prima lor sarcină a fost să găsească acei neprihăniți ca să salveze cetatea. Nu i-au găsit, dar i-au salvat pe cei care i-au găsit. Și au spus, nu putem să împlinim judecata până ce voi nu ajungeți la adăpost. Salvarea lui Lot este un model al faptului că Dumnezeu scoate biserica lui înainte de judecată afară. Până ce biserica lui nu este în siguranță, judecata lui Dumnezeu nu se manifestă. Acest model îl găsim în istoria lui Lot. Lupta în rugăciune este momentul în care îl schimbă pe Iacob, pentru că Penielul începe cu rugăciune.
Și foarte probabil că acea luptă a avut, chiar dacă în mod descriptiv noi o vedem ca un război, probabil că a fost o luptă în rugăciune, a fost un război spiritual. Iar Iacob de acolo a ieșit transformat, chiar dacă a ieșit șchiop. Până atunci Iacob umbla mândru, umbla arogant, până atunci Iacob era cel mai mare șmecher. Dar din acel moment el umbla așa, piciorul lui, și oricine îl întreba pe Iacob, Iacob, ce s-a întâmplat? El spunea, m-am întâlnit cu Dumnezeu și nu mai sunt același. Nu mai sunt același. A fost momentul în care Iacob a învățat să se închine. Ori de câte ori pășa, el se închina. Ori de câte ori pășa, el recunoștea că Dumnezeu l-a învins. Sunt aplicații ale cărții Genesa de o importanță extraordinară pentru noi. Și vom vedea că fiecare carte a Vechiului Testament are valori în ea grozave. Fără cartea Genesei, nu am înțelege Biblia deloc. Fără cartea Genesei, toată Biblia n-ar avea nicio logică, nicio explicație. Cartea Genesei dă cadru pentru tot ceea ce se întâmplă. Jertfa de la Golgota, fără cartea Genesei, n-are nicio logică. De ce? Acolo apare problema, acolo apare promisiunea, acolo apare planul lui Dumnezeu începând să fie desfășurat. Cartea Genesa este extraordinară, iar fiecare carte a Vechiului Testament pune încă o cărămidă. Fie că este o carte istorică, cărțile istorice ne arată desfășurarea planului lui Dumnezeu. Cărțile profetice ne vorbesc despre inima lui Dumnezeu. Totul este extraordinar de important. Așa că să nu ne uităm cu nebăgare de seamă la vreuna din cărți. Cineva spunea ce logică își au genealogiile. Genealogiile vorbesc pas cu pas de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Faptul că este fiul lui. Aduceți-vă aminte, în Luca, genealogia lui Iisus pleacă de la Iisus înapoi până la Adam, fiul lui Dumnezeu. Și atunci când citim lista asta de nume, vedem, planul lui Dumnezeu, o mai trecut o generație. Se apropie. Promisiunile lui Dumnezeu sunt măsurate în generații, credincioșia lui este măsurată în generații. Așa că, dragii mei, să nu ne pară rău că am citit cartea Genesei. Am avut și câteva lămuriri suplimentare.